Energia nu-și mai găsește cadența în Liga Națională de Handbal, spre dezamăgirea suporterilor și a finanțatorilor. Penultima poziție pe care o ocupă în clasament și cele 3 puncte pe care le au în cont au făcut din echipa gorjeană, pentru care se pregătește o sală a sporturilor la standarde europene, să nu mai fie o carte de vizită a Târgu Jiului. Dimpotrivă, banii investiți în gruparea gorjeană nu aduc performanța așteptată la Târgu Jiu. Principalul finanțator al echipei, managerul complexului energetic Oltenia, a ținut să sublinieze că Energia are cel mai mare buget din istoria clubului gorjean, iar jucătorii aduși pe sume importante de bani nu au rezultate. Sunt jucători pe care tehnicianul nu i-a dorit, spune Laurențiu Ciurel. Avem cel mai mare buget din istoria clubului acolo. Deci banii care s-au dus acolo sunt cei mai mulți la echipa de handbal de când știu eu acest club. S-au adus jucătorii străini fără să fim practic anunțați. Cei din conducere ne-am trezit și acolo cu niște contracte semnate. Unii dintre jucători sunt accidentați, alții sunt departe de ce credeam că vor fi sau cei care au adus. Ne jucăm practic suntem forțați să jucăm cu jucători pe care antrenorul nu și-a dorit. Asta e situația. Să știți că asta este și motivul pentru care s-a renunțat la colaborarea cu domnul Maioreanu, pentru că am realizat, e drept cam târziu, că achizițiile sunt departe de valoarea contractelor. Nu aceeași părere este împărtășită și de fostul președinte al secției de handbal a clubului Energia Târgu Jiu, Andrei Maioreanu. Acesta a ținut să precizeze că toate transferurile s-au făcut după consultări cu tehnicianul Liviu Andrieș. Prin filtrul băncii tehnice, respectiv prin filtrul lui Liviu Andrieș, au trecut toți jucătorii din punct de vedere sportiv, urmând ca eu să mă ocup în mod explicit de partea de negociere. Atunci când s-au semnat contractele, m-am obișnuit ca pe toată perioada mandatului sau când s-au purtat negocieri să fie prezenți și lucrurile acestea pot fi confirmate de cei pe care îi nominalizez acum. Juristul clubului, antrenorul principal și antrenorul secund și, nu în ultimul rând, președintele clubului. Deci așa a procedat Maioreanu când a fost vorba de transferul jucătorilor, de jucătorii care ar urma să plece și mai mult decât atât de contractele jucătorilor. Ba mai mult decât atât, Liviu Andrieș, pentru că, din păcate o spun, îmi era prieten, o spun acum, își dădea cu părerea și despre sumele pe care ar trebui să le alocăm în aceste contracte în anii. Maioreanu a fost demis la finalul lunii iulie. Membrii adunării generale a acționarilor ai clubului Energia Târgu Jiu au decis că acesta era prea mult timp plecat în capitală și nu avea timp să se ocupe de club. Mai mult decât atât, spun că Maioreanu a achiziționat prea mulți sportivi străini pentru care clubul plătește salarii mari, chirii, dar chiar și pretenții exagerate ale unora dintre cei aduși prin transferul la echipă. La această oră, lotul este doar foarte bine plătit, spune principalul finanțator al echipei. Are cu cine să se bată, cu cine jucători să se bată pentru un loc fruntaș, pentru că se vede. La această oră, lotul este doar foarte bine plătit. Mult sub valoarea medie a campionatului românesc. Nu vorbesc de echipele din față. Este sub valoarea medie. Și ce poți să mai spui când ai 5 înfrângeri din 6 meciuri sau așa ceva? Valoarea lotului este departe de ceea ce spune domnul Maioreanu. Am adus numai străini necunoscuți. N-am avut niciodată acest număr așa de mare, acest procent așa de mare, străini fără carte de vizită. S-au semnat contracte cu ochii închiși și uite ce s-a ales. Maioreanu dă vina pe staful tehnic, care conform acestuia nu ar trebui să se ascundă în spatele campaniei de transferuri și sigur pe el spune că situația Energiei ar fi fost alta cu el la conducere. Când eram președintele clubului și inclusiv 2014, la buget a existat economii. Și atenție, nu în raport cu veniturile prognozate, ci în raport cu veniturile încasate. Mi se pare total nedemn din partea antrenorului Liviu Andrieș și cu atât mai mult din partea unui vasi anonim, Benedict Geamănu, care n-are să caute pe funcția de președinte, dar să se ascundă acum cu o lașitate rar întâlnită în spatele jucătorilor pentru rezultatele proaste pe care le-au. Credeți că dacă ați fost dumneavoastră în continuare președintele secției de handbal, ar fi fost altele rezultatele Energiei? În acest moment e la retrogradare. Multe voci din sala sporturilor, dar și din rândul finanțatorilor, spun exact același lucru pe care o să vi-l spun în continuare. Nu numai că sunt convins că aveam alte rezultate, situația de acum arată că plecarea mea de la Energia, fără lipsă de modestie, arată din păcate lipsa unui om care se implica până și în discuțiile cu jucătorii. Mai important decât acest război al declarațiilor este semnul unei tresăriri de orgoliu, așteptate de suporteri, dar și de finanțatorii echipei gorjene. Energia se situează pe locul 12 în clasamentul Ligii Naționale, poziție care o poate scoate de pe prima scenă a handbalului românesc.